Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Peste 50 de polițiști comunitari au alergat astăzi sute de metri. Nu au fugit însă după infractor, ci după un post în cadrul Serviciului Public Local de Poliție Comunitară. Cu toții au participat la concursul organizat de Primăria Făgăraș pentru ocuparea celor 38 de locuri disponibile. Prestația agenților a fost una neașteptată de bună și nu o spunem noi, ci profesorii de sport care au făcut parte din comisie. Testul final însă va avea loc mâine, când candidații vor trebui să obțină rezultate cât mai bune la examenul din legislația României și gramatica limbii române. Adidas și shortul sau pantalonul de training au făcut parte astăzi din ținuta obligatorie a polițiștilor comunitari. Cei 58 de agenți au trecut astăzi de una dintre probele eliminatorii pentru ocuparea unei funcții în cadrul primăriei, cea sportivă. Astăzi probele sportive, viteză, rezistență, probele flotări. Probele sportive vor fi eliminatorii. Cine nu trece astăzi, mâine nu va intra la scris. La ora 9 s-a dat startul întrecerii. Prima probă, cea de sprint, 50 de metri. Rând pe rând, indiferent de vârstă, de condiția fizică și chiar de greutate, agenții au dat tot ce au putut pentru a obține o notă cât mai mare. Bine. Cât a scos? 6,3. V-ați antrenat înainte? Puțin. Bine, bine. 72. Fără antrenament. Nu că faci febră. Au urmat apoi flotările. Nici de la această probă oamenii nu s-au dat înapoi. Corect, eu nu mă pricep. Deci examenul se desfășoară exact conform regulamentului care a fost dat de către conducerea primăriei. Urmează după proba de viteză, proba de flotări, acum urmează proba de rezistență și în funcție de asta se vor afișa în decurs de o oră rezultatele la sediul instituției. Dumneavoastră sunteți mulțumit? Da, da. Este în regulă. Până aici să vedem cum trecem de rezistență. V-ați descurcat? Cred că foarte bine. M-am încadrat în barem, sub barem. V-ați antrenat înainte? Nu chiar exagerat, dar m-am antrenat. Și ultima probă și cea mai puțin așteptată de mulți dintre candidați a fost cea de alergare de rezistență pe distanța de 800 de metri. Un minut și 50 aveți. 2, 3. Cine fuge la dorul cu lupul, mă? 3.32. Pic, am obosit-o, da? Ne-am descurcat. Nicio problemă. Ce-a scos? 3.39. Bun? Eu zic că da, pentru 10. Nu știu, tabelul încă cu... Ați antrenat înainte? Câteva zile. 2-3 zile.
Vai, dar nu pot să vorbesc. Crede-mă că nu pot să vorbesc. M-am obosit de numai. Crede-mă. Ați scos timpul necesar. Da, am scos timpul. Nu, ce să faci, așa e. La concurs așa e, trebuie să scoți, trebuie să fugi, trebuie să... Nu, etatea care e... La final vin și concluziile. Polițiștii comunitari nu stau așa de rău când vorbim de condiția fizică. Unii chiar au obținut rezultate foarte bune. Pe ansamblu, agenții s-au prezentat neașteptat de bine. Și cu acest lucru sunt de acord chiar sportivii care au făcut parte din comisie. Până în prezent, spre surprinderea mea, s-au descurcat foarte bine. Probele nu au fost foarte grele, au fost accesibile pentru toți, chiar dacă n-au făcut sport de performanță, le puteau trece cu brio. Spre surprinderea mea, am avut chiar acum la rezistență doi sportivi, se pare că au fost fotbaliști, care au scos 2 și 3, 2 și 4, un timp foarte, foarte bun, chiar și pentru o competiție de nivel național. După puțin timp au fost afișate și rezultatele. Bune pentru majoritatea, însă nu și pentru 4 dintre candidați. Aceștia au fost eliminați și nu vor mai putea să participe la proba scrisă de mâine, respectiv cea din legislația și gramatica limbii române.